Fica unui detectiv a fost acuzată că a furat 246.000 de dolari din plățile de pensie pentru a-și cumpăra o mașină de lux și o casă superbă cu 7 dormitoare. O femeie în vârstă de 48 de ani a continuat să încaseze pensia tatălui ei după ce acesta a murit în 2014. Detectivul Joseph Bertolino de la poliția din Comitatul Nassau, care a murit la 69 de ani, a primit pensia prin depunere directă într-un cont bancar pe care îl împărțea cu fica sa. Femeia nu a anunțat biroul că tatăl ei a murit, dar a continuat să încaseze părțile de pensie timp de 4 ani și jumătate. A făcut casă cu 7 dormitoare din pensia tatălui. Ea a folosit banii pentru a cumpăra un Mercedes-Benz GL350 negru nou în valoare de 70.000 de dolari și o casă cu 7 dormitoare și 5 băi în Georgia în valoare de 556.000 de dolari. Bertolino a pledat nevinovat și a insistat că a fost vorba de o neînțelegere. Acesta a declarat: inculpata a profitat de moartea tatălui său pentru a profita din plin de pe seama sistemului de pensii din New York și pentru a alimenta un stil de viață extravagant. El a adăugat că biroul său va căuta să obțină restituirea integrală. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care republicanii conservatori care doresc să împiedice investițiile conștiente din punct de vedere social și ecologic sunt acum împinși să își atenueze propunerile după reacția unor grupuri de afaceri puternice și de teama că sistemele de pensii de stat ar putea înregistra pierderi uriașe. Luna trecută, cercetătorii legislativi din Indiana au raportat că sistemul de pensii se așteaptă ca prima versiune a unui proiect de lege a Camerei să scoată sistemul 6,7 miliarde de dolari în 10 ani, ceea ce a determinat pe legislatori să îl rescrie înainte ca acesta să fie adoptat în cameră. Aproximativ o optime din activele americane administrate în mod profesionist, adică 1,4 trilioane de dolari, sunt gestionate în conformitate cu principiile ESG, potrivit unui raport din decembrie, care promovează investițiile durabile, relatează playtech.ro.